Da, bună ziua! În primul rând, da, chiar dacă venim după o victorie frumoasă, o victorie meritată, un joc foarte bun făcut de noi împotriva Rapidului, ne va aștepta un joc dificil, este o deplasare destul de complicată. Știm foarte bine echipa din Sfântul Gheorghe, este o echipă bună, o echipă cu jucători valoroși, o echipă care joacă și destul de agresiv acasă, dar sper eu că noi să ne ridicăm la nivelul adversarului și, bineînțeles, îmi doresc să practicăm un fotbal frumos, un joc bun și să reușim să câștigăm cele trei puncte, pentru că ne dorim, este foarte important pentru noi să continuăm evoluția bună pe care am avut-o în acest play-off. Chiar dacă, să spun așa, un joc nereușit, mă rog, prin prisma rezultatului la Constanța, într-adevăr nu am făcut un joc reușit, am primit trei goluri, chiar dacă am marcat două goluri, să spunem că a fost un joc puțin mai modest făcut de către noi, dar celelalte trei partide au fost jocuri foarte, foarte bune și la București contra FCSB-ului și acasă cu CFR Cluj. Acum, contra Rapidului, la fel, dar suntem o echipă bună, zic eu, și merităm să avem mai multe puncte în acest moment. Cred că jocul ne îndreptățea să avem mai multe puncte, dar, din păcate, rezultatul a fost cel, așa cum ați văzut la finalul partidei, afișat tabela de marcaj. Nu a fost cel pe care ni l-am dorit și aici mă refer în special la rezultatul de la București și rezultatul de acasă contra CFR-ului. Băieții sunt conștienți de importanța jocului, le-am și transmis, am vorbit cu ei. Dacă nu vom reuși să câștigăm la Sfântul Gheorghe, este păcat de munca și efortul foarte mare pe care l-am făcut contra celor de la Rapid. Dar eu sunt convins că băieții au înțeles mesajul meu și vom arăta foarte bine și vineri seara. Alex, felicitări pentru golul tău din partida cu Rapid, pentru titulatura de cel mai bun jucător de pe teren. Dar cum va fi de această dată în confruntarea cu cei de la Sepsi? Bună ziua și mulțumesc frumos. Cum zicea și mister mai devreme, cred că trebuie să fim conștienți de importanța jocului. Suntem conștienți că Sepsi este o echipă foarte puternică acasă. Trebuie să mergem montați și să venim acasă cu toate cele trei puncte. Întrebări, vă rog. Mister, știi foarte bine pe ceilalți. Sepsia a antrenat acolo, exceptând Rapidul, cam toate echipele au câștigat acolo. Crezi că sunt concentrați mai mult pe cupă și mai puțin pe campionat? Sincer, nu cred, pentru că noi jucăm la Sfântul Gheorghe vineri seara, iar ei vor avea jocul de cupă miercuri. Deci au destul de multe zile la dispoziție, așa că nu văd de ce să-și menajeze jucători și nu cred. Cred că sunt focusați și își doresc foarte mult și ei să câștige acest joc de vineri seară. Am spus, indiferent de abordarea adversarului, noi trebuie să fim capacitați, să avem o atitudine corectă, așa cum am avut-o și la ultimul joc, și atunci toate lucrurile sunt în regulă. Față de celelalte partide, pare un meci mai ușor. Crezi că băieții sunt capacitați la importanța partidei? Nu, băieții trebuie să fie, suntem obligați să fim capacitați, pentru că, așa cum am spus, reprezentăm un nume uriaș. Știm foarte bine câți suporteri avem în spatele nostru, câți oameni vom face bucuroși dacă vom reuși să câștigăm vineri seara la Sfântul Gheorghe. Iar sunt foarte convins că dacă vom face acest lucru, contra celor de la FCSB, stadionul va fi arhiplin. Cred că vor veni 30.000 să fie alături de noi și, bineînțeles, ne dorim acest lucru, să avem lângă noi, pentru că suntem și avem totdeauna o forță mai mare când suntem împinși de către suporterii noștri. Crezi că rezultatele ultimei etape au fost în favoarea Craiovei? Nu, nici nu am discutat despre rezultatele celorlalte echipe. Noi suntem focusați doar pe ce avem noi de făcut. Chiar le-am și spus băieților, trebuie să ne gândim foarte bine la ce avem noi de făcut. Noi să câștigăm următorul joc, pentru că asta este foarte important. Totdeauna următorul joc este cel mai important, iar după aceea vom vedea ce fac adversarii noștri. Sincer, chiar nu am urmărit, bineînțeles, jocurile, dar nu mi-am dorit un rezultat în mod special.
foarte important este să câștigăm noi. Ce vor face adversarii noștri, vom vedea. Mai sunt 21 de puncte puse în joc, diferența e 7-6. Au trecut mai, sunt 18, da. Da, 18. Scuze, Cristi, dacă te-am 18 mai. Sunt diferența 7, 6 și 5 puncte. Pot fi egalate? Matematic, sigur că avem șanse să câștigăm și campionatul. Dar încă o dată vreau să, și suntem realiști, vreau să ne gândim și să tratăm foarte serios următorul joc, cel care va fi peste 2 zile. Nu vreau să ne gândim la ce, așa cum am spus, la ce fac adversarii noștri, la ce se poate întâmpla. Sigur, atâta timp cât sunt șanse matematice, că ne dorim. Sigur, ne dorim să câștigăm toate cele 6 jocuri care au mai rămas de disputat. Și eu și băieții. Dar vom vedea dacă vom reuși acest lucru. Ți-a plăcut victoria lui Real sau ești cu Barça? Nu, întotdeauna am urmărit fotbalul și mi-a plăcut fotbalul frumos. Seara, chiar dacă am ținut cu Napoli, m-am uitat mai mult la Napoli cu Milan, aș fi vrut să meargă mai departe Napoli, dar din păcate nu am reușit. Și cred că știi și de ce. Noi suntem așa, asemănați cu, mă rog, cu Napoli. Au și o comparație, sudul țării, cum reprezentăm noi România și Oltenia, așa și Napoli în Italia, și totdeauna a fost o asemănare între Universitatea Craiova și cei de la Napoli. Dar nu doar prin prisma asta, mi-am dorit, pentru că Napoli chiar joacă un fotbal frumos. Dar aseară, Milanul a mers mai departe. Situația lotului care este? Adică ce ne puteți spune despre Vătăjelu și Ișvan? Ișvan este în regulă. Cel mai probabil va face parte din lotul care îl vom deplasa la Sfântul Gheorghe. Din păcate, Vătăjelu nu. Și nici nu a intrat în programul normal de antrenamente. Încă deci este în recuperare. Să joace... Șanse foarte, foarte mici. Îmi doresc din suflet să se refacă cât mai rapid, dar nu știu. Șanse destul de mici să joace spre finalul acestui play-off. Nicu Șorbancu a făcut și astăzi, face așa o parte cu noi, prima parte întotdeauna, dar după aceea el își continuă programul lui, are un program pe care trebuie să-l urmeze. Suntem alături de ei, ei sunt în programul echipei, vin, dar din păcate nu pot să fac antrenamente cot la cot cu colegii lor. Chiar astăzi am vorbit cu ei și da seama și ei așa sunt puțin, mă rog, sau nu dezamăgiți, dar sunt dornici să revină cât mai rapid lângă colegilor. Spuneați mai devreme de Sepsi că peste 5 zile sau la 5 zile după meciul cu noi vor juca meciul de cupă cu CFR. Credeți totuși că vor face schimbări față de meciul de campionat cu CFR și cum o să abordeze în partida de cupă? Adică în meciul cu noi vor folosi jucători ce au evoluat mai puțin? Nu știu dacă vor folosi jucători care au evoluat mai puțin, dar cu siguranță vor face schimbări în echipă. Probabil și atacantul va fi schimbat. Probabil la mijloc va apărea pe un din primul minut. Cu siguranță în locul lui Ninai va apărea alt jucător, pentru că este suspendat. Din ce am înțeles, au și ceva probleme. Dimitrov accidentat. Bălașa va... Da. Deci au și ei ceva probleme. Și noi avem unele probleme. Nici nu aș vrea să vorbesc despre numele băieților în acest moment, pentru că îmi doresc din suflet ca mâine să îi putem trece pe acea listă care, mă rog, includ jucătorii care vor face deplasarea la Sfântul Gheorghe. Sunt ceva mici probleme, dar sper ca până mâine cel târziu să fie în regulă și să putem alcătui un 11 foarte, foarte valoros. Foarte valoros va fi 11-le nostru, dar să fiu, mă rog, și foarte inspirat în alegerea primilor 11. De ce? Credeți că nu prea ați fost până acum inspirat? Pentru că, iată, chiar și la meciul cu Rapid, 2 dintre jucătorii care au venit de pe bancă au dat goluri. Da, asta este foarte important pentru noi, chiar și discutam cu băieții. Și la Constanța a intrat Alex și a dat gol. Sigur, asta discut cu băieții, ei sunt conștienți de valoarea lor. Am spus că totdeauna o echipă mare se vede după jucătorii care intră pe parcursul jocului și nu doar atât. Noi avem în componență jucători foarte valoroși care nu au fost în lot. Iar, sigur, asta spune foarte mult despre forța echipei noastre. În momentul când apelăm la jucătorii care nu sunt în echipă încă din primul minut și intră pe parcurs,
trebuie și este normal să se comporte de maniera cum se comportă jucătorii noștri. Asta este, zic eu, un lucru normal, dar oricum i-am felicitat pe băieți pentru, în primul rând, pentru concentrarea pe care au avut-o, să intre după bancă și să facă diferență. Iar, sigur, merită felicitat. Nu știu, ca antrenor al Clujului, ați jucat împotriva celor la Sepsi pe noul stadion sau e prima oară când mergeți acolo? Pentru nu, am jucat ultimul joc în decembrie. De fapt, a fost și ultimul meu joc la Sfântul Gheorghe. Am pierdut 2-1. Acolo. Da. De aia, că ați antrenat, dar ați antrenat Sepsi, dar da. Pe vechiul stadion. Pe vechiul stadion, da, n-am avut... E diferit jocul celor la Sepsi de pe vechiul stadion pe noul? Adică parcă nu mai e agresivitatea aceea. Da, acum nu știu... Și cu dumneavoastră și cu Grozav. Leo Grozav, da. Adică era mai mult agresivitate, acum se joacă mai mult fotbal, parcă. Da, bine, fotbal jucăm și noi și eu mi-aș dori ca și echipa noastră să fie și mai agresivă. Chiar am discutat cu băieții noștri acest aspect și îmi doresc acest lucru. Sigur, nu vrem să accidentăm pe nimeni, nu vrem să jucăm cum am înțeles alții, mă rog, alți colegi de-ai mei care spuneau că ei antrenează agresivitatea și eu nu antrenez, dar trebuie să facem lucrul ăsta, pentru că fotbalul este un joc de luptă până la urmă, de contact, pentru că la fiecare moment al jocului te întâlnești cu adversarul și trebuie să te lupți pentru minge. Dar, ok, Sepsi este o echipă bună, așa cum am spus, și nu cred că vor trata niciun meci cu lejeritate. Am mai auzit povești de genul ăsta, nu, eu am lucrat acolo și acei oameni sunt niște oameni sinceri de onoare, își respectă foarte mult și adversarii, dar până la urmă își respectă fotbalul, pentru că toate jocurile, inclusiv în perioada în care antrenam eu la Sfântul Gheorghe, s-au jucat doar pe teren. Absolut niciun moment, nu, chiar dacă s-au mai vorbit anumite lucruri prin presă, nu a existat așa ceva și sunt ferm convins că nici în acest moment, mă rog, cei de la Sfântul Gheorghe vor trata toate jocurile cu dorință de a câștiga, de a demonstra că merită să fie în play-off, de a demonstra că au o echipă valoroasă. În cele două meciuri din play-off de pe teren propriu cu CFR și cu Rapid, în total au fost mai puțin de 27 de cornere. 16 cu CFR, 11 cu Rapid, niciun gol. Aveți lângă dumneavoastră și unul din executanți, se bat bine, dar se respectă. Da, și cei doi adversari au avut un singur corner, da. Cei de la Rapid. Chiar acum, în mașină, aveam discuție cu Marcel și spuneam acest lucru, că mâine iarăși o să... Cu Alex, mulți nu știu cine e Marcel. Da. Adică are două prenume. Mâine, da. Iarăși o să repetăm aceste faze fixe pe care le facem înaintea fiecărui joc. Sigur, avem executanți buni, dar am marcat puține goluri din aceste cornere. Îmi doresc să marcăm la fiecare joc. Și o să ne antrenăm, o să repetăm în fiecare săptămână, să ajungem la acel nivel când reușim să marcăm și din cornere mai multe goluri decât am făcut-o până acum. Alex și George, de ce se spune Marcel? Mi se spune Marcel de când era mic, fiindcă semănam foarte tare cu tata și apropiații, cunoscându-l pe tata, spuneau mie Marcel și mi-a rămas așa. Deci după tata. Da. Te-aș întreba și pe tine, faza cu fazele fixe, adică 27 de cornere în două meciuri cu echipe tari, toate bătute bine, adică acolo în care eu, spre deosebire de altă dată, când se băteau peste linia jucătorilor care erau în careu, dar niciun gol. Da. Nu știu dacă CFR-ul ne ierta. Nu știu dacă au fost toate bătute perfect sau dacă toate au fost bătute bine, fiindcă poate au fost bătute bine, dar n-au fost în zona în care trebuia. Poate nici fundașii noștri, atacanții noștri, n-au atacat cum trebuie, poate nici eu n-am executat cum a trebuit și de asta n-am marcat, dar cum aș fi mister, trebuie să antrenăm chestia asta, trebuie să exersăm mai mult și o să vină și golul din fază fixă stăra asta. Uite, nu m-am uitat pe statistică, dar cred că ești jucătorul cu cele mai multe goluri din Liga 1. O să mă uit. Cu goluri marcate din afara careului. Ești printre puținii care trag la poartă. Și vorbesc aici de întreaga Liga 1, nu doar de Universitatea Craiova. Da, chiar nu știu, nu m-am uitat statistic pentru să văd. Și cu Farul tot din afara careului, cu Mioveni tot din afară, acum
din afara stadionului, am putea spune cu Rapid, din afara, au fost 30 de metri. Exersez mult, adică șuturile din afara careului și tehnica asta de lovire cu efect. Da, sunt niște principii de ale mele, mai ales de acolo, venind din bandă, să mă fac la interior, să dau la poartă. Normal, și la antrenament exersez. Acum mi-a ieșit perfect cu Rapid și sper să-mi iasă și la Sepsi. Dreptul nu prea îl folosești. Și zicea domnul Rotaru într-o intervenție la o emisiune că dacă avea și dreptul, ai fi jucător de multe milioane. Dar nu știu ce să zic. La antrenament chiar antrenez chestia asta și chiar mi se spune des, iau și pe dreptul, dar eu spun că ușor, ușor fac progrese și că o să fiu jucătorul acela care o să dribleze și pe dreptul, nu numai pe stângă. Aveți revanșe de luat față de cei la Sepsi? Ok, ați bătut sezonul ăsta, ați bătut acolo 1-0 în sezonul regulat, dar încă vă mai bântuie acea eliminare de anul trecut din semifinalele cupei? Da, clar, acolo mereu am avut niște meciuri foarte, foarte dificile, dar nu ne cim cu gândul la nicio revanșă, cu gândul la absolut nimic, ne cim cu gândul acolo să luăm cele 3 puncte, să ne întorcem acasă victorioși și să încercăm să urcăm în clasament. O victorie acolo, crezi că ar deschide din nou gândurile, v-ar deschide gândurile spre titlu? Bine, și în funcție de celelalte rezultate? Nu știu ce să zic. Cel mai important, v-am spus și mai devreme, este să câștigăm noi și dacă celelalte echipe se vor încurca, cu atât mai bine pentru noi. Alex, meciul de la Sepsi pare mai ușor decât cele de până acum? Clar nu. Fiecare meci din play-off este foarte greu. Și spuneam și mai devreme că Sepsi acasă este o echipă foarte, foarte puternică. Doar pe Rapid i-a învins acasă. În rest, sunt eșecuri pe linie. Da, dar nu seamănă niciun meci cu altul. Și toată lumea știe că orice echipă când joacă împotriva Universității Craiova au o ambiție foarte mare și o dorință să demonstreze. Locul 3 ar fi un loc mulțumitor la finalul sezonului sau prin jocul rezultatelor visați la mai mult? Clar că visăm la mai mult. Noi trebuie să câștigăm cele 6 meciuri de mai sunt, să ne luăm toate punctele și la sfârșitul campionatului vedem unde suntem clasați.